iritați. Invit în scenă. Invit în scenă pe cuplurile care au timp 50 de ani de căsătorie. Care și-au depus datele la primărie, știu, să nu mai răsfoiesc diplomile și să-i cheme o părânt, să se prezinte pe scenă. Haideți să începem. Se acordă familiei Oltean Simion, care a primit 50 de ani de căsătorie. E pe scenă? Oltean. Aveți aici diploma de onoare și premiu. Când îl coborâți jos de pe scenă, vă rog frumos să treceți la casier, vă așteaptă să îi scăliți un pavet. Familia Tolaș Fasile. Se acordă familia Negruș Avram. Diploma și premiu 50 de ani de căsătorie. Ia este. Care nu-s prezenți aici să găsesc diplomele și premiile la casierul primăriei. Familia Tușinea Vasile. Familia Paciu Gabriel. Tetea Gabriel la curte, văd că n-a venit. Familia Tașcă Lazăr. Familia Găzac Alexandru. Familia Moldovan Liviu. Familia Tăvraș Vasile. Tocșor Avram. Prezent. Cel mai mare jucăruș din Orveliș. Poate vă face și un bărbun. Familia Buta Petru. Familia Negrușă Avram nu este, s-a prezentat familia Pașcă. Ioan, care o poți până acum la Berș. O vine să-l dau ca să-și plătească la tot. De cât timp sunteți primar? Din 2004. Care sunt cele mai importante realizări ale dumneavoastră? Cel mai importante realizări făcute din 2004 până în 2009 sunt introducerea apei potabile în comuna Orindiș prin proiectul SAPARD, reabilitare școala generală din comuna Orindiș și centrul de comună, un drum care face legătura între satele aparținătoare care trebuia să mergem în rotă prin alt sat, altă comună, pardon, aparținătoare al alte comune din județ și am înrupt 15 km de a ajunge în comuna respectivă, peste deal, am făcut un drum de 8 km cu bani proveniți de la guvern. Și lucrările aceasta, și clădire cât au durat la primărie? După aia a urmat lucrările la primărie și sala de sport. Plus am trecut peste drumul care l-am asfaltat prin comună de 1,5 km în 2005, tot cu bani primiți de la guvern. Costul acestei primării s-o învârte la, în jur la 13 milioane.
13 miliarde, pardon, 800, bani vechi. Și sala de sport la 23 de miliarde. Ați primit bani și de la guvern sau doar din fondurile proprii? Toți banii am primit de la guvernul Tăriceanu. Deci de la da. De la, din bugetul propriu nu putem face față să facem o primărie și o sală de sport și realizările care s-au făcut în comună. Nu se putea, pentru că bugetul e foarte slab, bugetul propriu. Impozitele sunt mici și nu ne putem încadra, nu ne ajung numai de salarii. Cât locuitori are comuna? Comuna Urmiș are 2500 de locuitori. Și mai mult în vârstă sau tineri? Majoritatea vrăznici, 75% vrăznici. Aveți tineri plecați în alte țări, în Spania, Italia, la muncă? Avem plecați în Spania, Italia, prin Germania. În Germania pleacă în fiecare an, la castraveți, la mere, la ce se cultivă în timpul sezonului. Și copii la școală cât sunt în comună? Copii la școală în comună avem 230 de copii. Și aveți 1-8? Avem 1-8 și grădinari. 1-8 în centru de comună și pe sate 1-4. În 2006-2007 am comasat școlile și datorită tot guvernului Tăriceanu am primit microbuze de transport în copii din localitățile respective la școală în Urmeniș. Și grădinile cum sunt? În regulă? Grădinile sunt la ora actuală și mâine va începe noul an școlar. Sunt la dispoziția elevilor. Școala din Urmeniș e dotată cu WC-uri moderne, băi, încălzire centrală. Și în interior avem mobilier nou, internet, tot ce poate copilul să accepte la ele și să educe în stil european. Ce alte proiecte de viitor aveți pentru comuna dumneavoastră? Poftim? Ce alte proiecte de viitor aveți? Următorul proiect care mi-a semnat, reabilitare cămin cultural, grădiniță pentru copii și 15 km de asfaltare pe drumurile comunale. Și tot bani de la guvern aveți? Nu, pe fonduri europene, pe măsura Tricu 2-2.